foarte simplu și clar ce să faci, dar ca atare este mai mult decât atât. Și astăzi sper să aduc o perspectivă diferită, o perspectivă nouă, mai profundă asupra acestui aspect și să vă dau o posibilitate să o vedeți un pic mai bine și să o utilizați mai bine această unealtă. Aș spune că este și totodată o unealtă, o abilitate a noastră totodată. Și mai mult decât atât, ceea ce să încerc să împart în acest video. Ce este mulțumirea? Eu cred că mulțumirea face parte din cele două moduri de atracții pe care noi atragem în lumea noastră lucrurile, pe care noi schimbăm lumea și pe alți oameni. Sunt două moduri prin care o facem, dintre care una este mulțumirea. Un mod este felul cum ne purtăm, cum spune și în cartea cei vechi, cum porți cu alții așa cum vrei să te porți cu tine, cum vrei alții să porți cu tine, este nu doar un ajutor ca să te ajute altcineva, este modul cum noi ne purtăm în lume, noi arătăm cum noi am dori ca să fie purtat cu alții sau le spunem la alții cum se poartă cu noi. Și totodată, forma în care ceea ce ne place totodată, ceea ce dorim să fie direcționat nou, noi o atragem prin mulțumire. Iată, acestea este două moduri cel mai eficiente prin care noi schimbăm lumea, schimbăm pe alții. Și mulțumirea face parte dintre aceste două. Totodată, mulțumirea este una stare de mulțumire, senzație, stare de mulțumire este una din cele mai puternice vibrații de atracții din univers, dintre care puteți să aceste cuvinte, aceste lucruri se spun în toate cărțile spirituale în care se vorbește despre mulțumire, despre vibrații, despre legea atracției. Și a treilea lucru despre care este important, despre ce înseamnă mulțumire, este un contul nostru, cum este, avem un cont bancar cu finanță, cu anumit balanță acolo și avem pinul de la el, dar iată avem un cont de valută a universului emoțional, energetic, cum ai luat, fără limite. Adică noi avem un cont, fiecare dintre noi are un cont prin această mulțumire și noi spun deși este socotit în așa fel. Deci e că noi putem da și avem destul, adică nu este o limită cât poți da mulțumire. Nu? Dacă îți place ceva, e nelimitat cât mulțumire poți da. Și prin asta este acest cont. Și trebuie să înțelegem că orice în viața noastră care facem, fiecare dintre noi, noi ca atare facem, vrem o mașină mai bună, mai frumoasă, noi vrem posibil o casă mai bună, mai frumoasă, o persoană alături sau persoane sau prieteni mai faini, mai calitativ, vrem să fim cumva mai faini, să ne îmbrăcăm mai frumos, cu toții o facem și o facem pentru apreciere și atenție. Sunt două lucruri pentru apreciere și atenție. Apreciere și atenție este totodată sunt două aspecte ale mulțumirii. Așa că asta aș vrea să stabilim acest fapt, că tot ce facem noi, chiar dacă ținem o mașină mai bună, nu este un motiv pentru altceva decât doar să primesc mai multă apreciere și atenție. Și asta este valuta de care noi avem nevoie emoțional, spiritual, energetic. Când noi cerem cumva prin care ne hrănim emoțional și energetic de la alții, apreciere și atenție. Și iată, prin mulțumire, modul pe care noi mulțumim sau mulțumirea noastră este o formă cea mai bună de apreciere și atenție a cuiva. Pentru cineva este un formă de compliment sau mulțumire pentru ceva sau un compliment pentru ceva. Este tot o formă de mulțumire. Aș vrea să vedem dacă suntem destul de la același nivel aici și este clar despre ce vorbesc. Dacă este perceput, dacă înțelegi și sunteți de acord sau rezonează sau are sens de ce vorbesc, dacă poți spui, te rog, un plus posibil sau ca să înțeleg că noi suntem la un nivel și este înțeles ce vorbesc. Iată, am vrut să prin aceste, ce înseamnă, ce este mulțumire, da, ca atare, să aduc mai multe laturi acestei mulțumiri. Super. Căci nu este doar simplu mulțumire, da? Ea este mai bogată, are mai multe laturi. Și acum
am stabilit un pic ce este asta, așa? Este important să stabilim că este o stare foarte puternică de atragere, este o formă de atragere, da? Că iarăși noi am vorbit și în video precedent cum noi schimbăm lumea, formă de schimbare a altora, a lumii, de atrage lucrurile bune între noi. Și totodată este un cont bancar cu valută nelimitată, emoțională, pe care noi putem avem pe cont, nelimitat. Și iată cum noi folosim cont și acum să folosim mai bine. Și iată, aici am vrut să împart despre cum să putem să folosim mai bine. Iată, și vreau să ne aducem aminte exemplul acela cu ce e diferența dintre doi câini aceia, da? Când un câine a luat și a plecat și alt câine a jucat un joc cumva de mulțumire. Totodată, aș vrea să ne aducem aminte despre exemplul acela care, dacă ai adus tu cafea pentru o persoană și ți-a spus mulțumesc sau aruncat-o mulțumesc, câteodată sunt când cineva care aruncă un mulțumesc, pur și simplu, da? Ca un fel. Mulțumesc și îți duci mai departe. Sau altcineva și altă persoană, alt exemplu, când aduci o cafea și îți spui un mulțumesc, de exemplu, mai profund, mai cu esențe, mai detailat. Adică spune, super, exact la timp, de exemplu, tu parcă ne-ai citit gândul, adică ți-a spus mai detalat, iată, diferența dintre asta, dintre acești oameni, pentru cineva care ți-a aruncat doar o mulțumesc, tu ai făcut o cafea și data viitoare, dacă ai poți, dacă ai să ai timp și așa mai departe, ai să-i aduci, dacă nu, nu. Cel mai des ai să fie ocupată, foarte rar se întâmplă când se nimeresc, se aliniază stelele că vrei să aduci și la alții cafea. Dar dacă persoana ți-a mulțumit, mai fain, mai plăcut, tu vrei să faci cumva, te tinzi să-i faci așa plăcere, să o recomanzi, să-i faci acel lucru încă o dată, ca să primești acea, din oarecare măsură, că e plăcut să faci acel lucru, de aceea că ai primit apreciere și atenție de la acea persoană. Ce înseamnă apreciere și atenție? Mulțumirea, pur și simplu, dacă îi arunci un mulțumesc la o persoană, mulțumesc, da? Și aici nu vorbim despre lucrurile, că este mulțumesc, poți zici că eu putem să nu spun nimic, da? Dar noi vorbim pentru lucrurile pentru care suntem mulțumiți, care ne-au plăcut și vrem să le mulțumim. Este o metodă să spui mulțumesc, asta este apreciere. Așa că, dar dacă ne-a plăcut ceva, de ce să nu dăm apreciere și atenția? Și cum se dă asta? Atenția este partea de atenție la detalii. Adică, imaginează-ți, și asta face diferența dintre cineva care face doar dă apreciere și cineva dă apreciere și atenție. Și iată diferența dintre acea persoană care ți-a mulțumit pentru cafea doar cu mulțumesc și atât, și aveți o simți, da, pur și simplu. Și persoana care ți-a dat și atenție și apreciere și atenție, care ți-a dat detalii despre ceea ce ai făcut, cum anume l-a afectat, cum anume i-a plăcut gestul tău, de exemplu. Și acel moment emotiv ceea ce ți-a făcut e un impact, a fost un impact pentru tine când ți-a dat apreciere și atenție, ți-a creat dorința să faci încă mai mult pentru acea persoană. Aceeași s-a întâmplat și în exemplu cu câinile, da? Ai încercat în fiecare zi deja cumva ți-a venit în cap acel câine, de ce? Că ți-a dat apreciere și atenție. Iată, așa noi facem, iarăși, noi avem destul apreciere și atenție. Noi putem să facem pentru alții și alții o fac, când o facem pentru noi, noi putem să o facem pentru alții și alții să poată să dorească să ne aducă, să ne facă sau să ne ajute cu ceea ce ne place nou. De ce? Că dacă o făcut, nu este impus cumva, nu este o manipulare, că aici poate să apară o întrebare, dar nu este o manipulare asta. Poți să te uiți așa la asta ca o manipulare, dar persoana care într-adevăr s-a uitat la detalii, la atenții, deja a investit atenții în acea relație, într-acea tranzacție, să spunem așa, într-acea situație, așa că asta nu este o minciună când deja ai făcut lucru. Nu poți să mergești, e pur și simplu imposibil să minți sau să fecuiești. Și iată, ceea ce aș vrea să dau niște exemple care se simte, da? De exemplu, ești o persoană, bărbat sau femeie, și îți spune cineva, oi, ești frumos, da? De exemplu, ești foarte frumoasă. E ok, e una, e super, da? Dar atunci când îți dă și atenția, asta e apreciere, da? Îți dă și simți și atenția, adică
Îmi place ochii tăi albaștri sau ochii tăi mă umple cu o lumină pozitivă sau cu bucurie sau ceva, îmi dă ceva sau posibil îmi place super fain cum ai ales hainele, culoarea la haine, se vede că ai un gust super fain, mă uit la tine și îmi place foarte mult cum te-ai îmbrăcat, cum ai ales să te îmbraci. Iată, detaliile acestea îți dă posibilitatea, este ca un fel de o tranzacție emoțională mai valoroasă dintre oameni. Așa că când vrei să dai în formă de compliment, în formă de mulțumire, să dai, să împarți mulțumirea, să utilizezi acel cont a tău pe care îl ai, care e nelimitat, cont și al tău de atracție, să utilizezi ambele, atenția și aprecierea. Aprecierea și atenția. De exemplu, dacă luăm acea cafea, da, să apreciez nu doar cafea, mulțumesc că ai dus cafea pur și simplu, dar să te uiți la detalii, la ce a investit persoana aceea în această cafea, în acest gest. S-a gândit, spui eu, cafea, că îi place, s-a gândit la ce oră să se aduc, posibil s-a gândit la ce temperatură, nu ți-o aduci prea rece sau prea fierbinte, posibil le-a pus zahăr, adică stiuți la detalii, sper că înțeleg despre ce, dacă simți ce vorbie, dacă simți pe tine diferența dintre a, și ai simțit cumva, așa să-și comunicăm un pic, dacă ai simțit odată diferența dintre doar apreciere și atenție și să ai simțit cât de valoros este asta, dacă poți pui, te rog, un plus și dacă ai simțit din exemple pe care le dau, ce impact are, cât de puternic este când adaug așa atenție la acea apreciere. Și aș vrea să ai asta în vedere, să ții minte și să investești în acele lucruri, că cineva, pur și simplu, în viața asta nu are nimic timp pentru noi, ca atare. Toți sunt foarte ocupați, toți sunt pierduți, toți sunt scout pe ei. Adică trebuie să alinieze stelele ca să cineva să gândească, să facă un bine, pur și simplu să investească din timpul, din grijile lor. Bineînțeles, dacă nu este mama sau tată sau rudele foarte apropiate, dar nici acele câteodată sunt foarte ocupați sau trec printr-o dificultate. Dar o persoană străină să facă ceva, un bine, este o investiție din partea acei persoane. Așa că este super bine să, dacă o mulțumim, dar să o mulțumim mai valoros. De ce nu? De ce că noi avem destul valută în acel cont. Nu este limitată. Și este important să atragem atenția. Atunci când să începem atrage atenția la detaliile acestea, a acțiunii, să tragem atenția mai mult la acțiuni, la gest, la acțiuni, decât la om. Câteodată putem să amintești că de la unii oameni, pentru unii oameni mulțumești mai mult, pentru unii mai puțin, cumva te uiți la om, cumva influențat, cine face acel lucru. Dar dacă începi deja să mulțumești detaliile, spui și apreciere și atenție împreună, atunci ai să vezi cum să schimbi și lucrurile, ai să atragi atenție mai mult la acțiuni și să poți atrage mai bine. Interesant, așa chiar să recomand o provocare ca săptămâna asta, să încerci în mulțumirile tale să pui ambele, apreciere și atenție. Da? Ambele aspecte. Și mi-e interesant chiar dintre cei care privesc, urmăresc acum, dacă este cineva, cum a fost provocarea de săptămâna trecută, chiar mi-e interesant, dacă nu reușești să ne scrii cu detalii, dacă vrei poți să ne scrii direct, dar pui un plus posibil aici, dacă ai făcut ai făcut provocare sau măcar o parte a provocării din săptămâna trecută care am recomandat-o. Mi-ar fi foarte plăcut să aud. Da, aceste lucruri am vrut să împart despre apreciere și atenție, despre mulțumire. Despre mulțumire, căci nu este doar mulțumesc. Da? Am vorbit un pic despre ce înseamnă, ce este mulțumire, din ce face parte cea mulțumire. Și totodată cum să o faci mai bine. Eu sper că a fost destul de clar și destul de valoros ceea ce ai primit
informația care ai primit-o astăzi. Și mi-e interesant cum a să, luând asta, utilizând asta mai mult, cum a să influențeze viața ta pe parcurs. Te rog să ne scrii, să împarți acest video cu persoane care crezi că este valoros și care să fie valoros această informație. Eu observ, pur și simplu, că nu este destul, nu fac destul oameni. Și când observ, chiar am văzut situații când o persoană a făcut pentru alte persoane un lucru, i-a dăruit un lucru pe care a fost dorit pentru acea persoană. Și am văzut că unii oameni sunt, este greu pentru ei să împartă, să dai o mulțumire. O mulțumire. De ce? Cred că undeva mulțumirea este asimilată cumva ca cu un aspect destul de vulnerabil pentru unii, și intim posibil. Cumva am simțit acest aspect și nu trebuie să fie neapărat așa lucru. Nu este neapărat să fie intim. Sunt oameni, când începe a descoperi oamenii mai bine, începe a vedea că tare nu este, adică sunt destul de mulți oameni care într-adevăr vor bine, măcar vor bine în lume, și prin asta, prin dorința asta de a face bine în lume, cumva încearcă să fac bine și la alții. De ce? Că știu că asta este parte dintre asta. Și da, sper că se utilizează acest aspect. Noi facem în Uncage, este un avem un exercițiu special pentru acest lucru cu dăruirea, și e foarte interesant cum iese în Uncage weekend, în experiența de weekend, cât este diferit cum noi mulțumim, și cât de mult putem să este de lucrat cu mulțumirea. Putem să utilizăm acest cont mai mult. Imaginează că ai un cont bancar cu valută a universului. Ai un cont cu valută materială, omenească, și ai un cont bancar cu valută a universului, valută emoțională, spirituală, pe care tu poți să o dai. Și nu te jăli, ai destul. Asta am vrut să vă spun. Și scrie ceva aici, chiar interesant, că plus mulțumesc mult pentru că ați pus plusuri, că arată că sunteți atenți, că chestii, mă bucur că este de folos, că a fost, că a prins de folos. Ai întrebat ceva, ai aflat ceva nou, dacă ai aflat ceva nou despre mulțumiri, despre aprecieri, și ai să utilizezi, să încerci să faci un pas. Aș vrea să faci un pas doar săptămâna asta, să faci ei ca o provocare pentru tine, și provocarea asta cumva să aducă niște rezultate care deja se transforme într-o abilitate fără să ți-o pui mult în cap pe urmă, da? Fără să iei decizii tare mari, să te gândești întotdeauna la aceasta, dar ia ca primul pas o provocare. Și am vrut să întreb dacă ceea ce am vorbit a fost ceva util, a fost ceva nou pentru tine și util, și crezi că îți pot utiliza, pune, te rog, un da aici, ca să știu că tot ne ascultăm și suntem prezenți, și așa aștept cu nerăbdare mesajul de la voi despre cum a fost această provocare, cum simțiți diferența, că eu vă spun sigur ca să fie diferența. Tatiana, vă mulțumesc foarte mult, foarte util, plăcut și cu sens. Mersi mult, energy massage, pentru ce faci totodată, Tatiana, mersi mult pentru tot. Pentru comentariile voastre, că asta îmi dă de știri că este valoros și posibil merită de mai făcut ceva, de mai făcut un video. Vă mulțumesc totuși pentru întrebările voastre, pentru cei că împărțiți, iarăși acest video a apărut din mesajele voastre, și am simțit că este nevoie cumva să ne acufundăm un pic mai mult în cum să mulțumim, ce e asta mulțumirii. Cumva s-a tras din video precedent, din live-ul precedent, din marța precedent, live-ul a marțului precedent. Super, vă cuprind.
toți cu mult drag, cu mult căldură de aici, de la noi și ne vedem data viitoare pe aici, pe Instagram sau dacă sunteți pe platformă, mâine avem experiența terapiei mișcare, este o metodă de conectare cu sine foarte bună și de vindecare, de degajare a lucrurilor care nu mai avem nevoie, a emoțiilor, care, a blocajelor emoționale și energetice. Urechile ciulite la maxim, ok, Marina, și mă gândesc, chiar merită să antrenezi mai mult mulțumire și atenție. Super, eu tot cred, deci am interacțiuni, mersi Marina, pentru coment și atenție, deci e că și cu siguranță avem, este o parte din, este un subiect din educația adultă, matură, pe care noi cu toții trebuie să o luăm, pe care nu ne-am învățat la școală, din motive bune, cred că nu era timp la școală să ne înveți de asta, dar este un subiect pentru educație matură super important. Deci cu toți avem acest cont și trebuie să înțelegem cum să-l folosim. Ca minimum asta. Da, dacă sunteți, vă recomand, dacă n-ați fost nici la o experiență în cage, nici la o experiență de platformă online, de ce să aveți așa regret că n-ați fost? Trebuie să neapărat să veniți ca să vedeți dacă este pentru voi, căci este un, la, și prețurile, la preț e super, super, pentru ceea ce se oferă este aproape nimic. Și ceea ce ești, ceea ce încet schimbi, faptul cum te influențează pe tine ca persoană, este foarte puternic și în cine te preface aceste experiențe, conectându-te cu sine, te conectezi mai mult cu adevărul tău, mai mult, mai puțin, încerci, te preface, mai mult ești tu, pur și simplu. Și pentru cei curajoși care doresc să fie și valorează viața de lungă durată, noi știm că să ne prefacem este epuizant, este energie, pierdem energie, pierdem relațiile sau omitem relațiile care, cu oamenii care într-adevăr ne caută, care ne plac așa cum suntem noi. Și iată de ce e importantă această experiență. Vă invit la orice experiență, nici nu mai zic la cele offline, dar asta, pe cât suntem aici, este educație adultă, matură, care este nevoie să o facem, căci din ceea ce ne suntem noi, cum noi ne putem, cum noi, ce noi facem, afectează, noi afectăm, să influențăm generații întregi înainte, copiii noștri și foarte mulți oameni în jur, lumea întreagă, precum am vorbit în live-ul de marța trecută. Asta este. Trebuie să lucrăm. Că nu este greu. Este mult posibil. Este greu doar un pic de curaj. Este nevoie de un pic de curaj și atât. Pentru cei care simt că este un pic greu de lucrat cu sine, de lucrat asupra asupra dificultăților acestea emoționale și mentale. Bine, aici am terminat. Vă mulțumesc. Dacă sunt întrebări, este ceva, o întrebare, de exemplu, posibil, nu știu, posibil ai o întrebare despre acest aspect, posibil ai încercat și când ai mulțumit, cumva simți, unele persoane, cum am menționat, simt că este un lucru mulțumire, este un lucru intim, ceva se asociază cu ce iubesc în oarecare măsură, care ca atare așa și este, sunt așa unele persoane, așa este, de asta este greu să mulțumească. Este greu să dăi mulțumire pe ceri oamenilor care nu îi cunosc, da? Și asta este un blocaj, bineînțeles că este un blocaj. Și căci nu este despre persoane, este despre acțiune, da? Și este posibil să o facem așa, să o mulțumim clar pentru acțiune, nu să mulțumim anumite intenții după, în spatele la acțiune și aia. Nu ne este neapărat, adică independență de oameni, bineînțeles. Și dacă este o întrebare, ceva pipi, cred că am epuizat eu timpul meu deja aici cu voi în live. Dacă sunt întrebări, puteți să-mi scrieți, vă rog.
În cazul în care nu primim mulțumesc cu l-așteptat, problema este în așteptările noastre, cu siguranță, da. Tatiana menționează că în caz că nu primim mulțumirea așteptată, și aici este un lucru care trebuie să fim foarte atenți, că atunci când nu facem lucrurile pentru mulțumire, atunci este, noi ne dezamăgim foarte mult după, dar totodată dă o indicație că noi, intenția noastră, valoarea noastră, busola, direcția noastră este dereglată. Și adică ceea ce am dereglat, ce am vedere, busola valorilor, dacă valoarea mea este să satisfac alți oameni, eu asta nu am să o fac și a să întâlnesc foarte mult regret, a să mă epuizez foarte mult energetic și a să mă dezamăgesc foarte mult în oameni. De ce? Că oamenii nu citesc gândurile și nu fac, foarte rar fac ceea ce noi avem nevoie de la ei. Și dacă facem lucrurile pentru o mulțumire, foarte, foarte des lucrurile nu se observă. Și de asta este foarte mult nevoie pentru oamenii care simt că au nevoie de anumită mulțumire de la alții, este nevoie de ajustat busola valorilor. Ceea ce iarăși recomand să fac mai multe practici de reconectare cu sine, ceea ce este meditația, sesiunile spirituale, ceva, practicile holistice, care te duc un pic la descoperirea sinei ești și la conectarea cu sine mai bine. Ceea ce oferă, adică găsești foarte multe metode în anchei deja la, iarăși, o sesie, abonamentul de 90 de zile cu asta ca o sesie ca o sesiune holistică. Dar acolo ai 3 luni, fiecare lună, 4 experiențe. Adică dacă nu știi unde să te duci, Anchegi, pe platforma Anchegi, poți găsești foarte mult din acest lucru. Dacă simți o dereglare, simți o pierdere cumva a sinelui, găsești soluții foarte multe acolo. Mersi pentru întrebare și sper că răspunsul a fost de ajutor. Da, așa este soțul meu. Este greu să mulțumească. Începe îndată să discute despre altceva complet diferit. Da, exact. Este diferit. Pentru unii persoane este greu să mulțumească. Este greu să împartă acei aprecieri. Este asociere și iar aici e o percepție a mulțumirii ineficientă, aș spune eu așa. Da? Este legat cu mai multe lucruri și este complicat. Dar faptul că nu o dă, indică că nu folosește acel cont pe care îl are emoțional, despre care am vorbit, cu valută nelimitată emoțional, cu care putem face să schimbăm lumea, schimbăm pe alții, putem să atragem ceea ce vrem în noi. Și dacă cineva nu face, bineînțeles că este de folos ca să uite la acest aspect și să încerce să-l ajusteze, să lucreze cu acest aspect, să poate să-l facă mai bine. Căci iarăși, noi prin asta ajutăm și copiii să fie clar ce ne place, ce nu ne place și așa mai departe. Ne fac pentru așteptări care e un pic dezamăgitor când te... Ok, am mai primit mesaj. Nu le fac pentru așteptări, dar e un pic dezamăgitor când de partea cealaltă nu este apreciat. Da, noi des, Tatiana, iarăși, atunci când fac un lucru, vreau să este undeva, noi des, dacă lucrăm puțin cu noi, foarte des suntem amegiți de noi înșine, înăuntru, da? Și apar întrebări, și apar lucrurile astea, dar nu, dar eu așa, și eu nu zic că tu o faci pentru mulțumire, dar dacă este o așteptare, înseamnă că undeva este o încurcătură și cu toții le avem. Adică nu te simți cumva greșită din partea asta sau să fii rușine de la asta. Cu toții avem foarte multe lucruri la care trebuie de lucrat și este super dacă ai găsit acest lucru. Și eu ce vreau să spun, că dacă este o mică așteptare, chiar și cea mică așteptare, este o încurcătură, undeva nu vezi ceva, undeva nu este clar ceva și undeva ai făcut
ai făcut lucruri pentru alt, cu alt scop. Și asta este super, este super important să o înțelegi. Să înțelegi că acolo este ceva și înțelegerea asta sau acceptarea, măcar încearcă să accepti ceea ce am vorbit, să-ți pui întrebarea și punându-ți întrebarea, tu ai să vezi că îți găsești un mic răspuns. Da. Da, Tatiana, iată asta am vrut să răspund, să-ți menționez că dacă îți pui întrebarea, a să vezi cum noi corpul, eu știu, avem toate răspunsurile, avem înăuntru, dacă punem întrebările corecte. Și eu ce vreau să spun, luând în considerație întrebarea ta, că merită să îți dai o întrebare și să vezi răspunsul este acolo. Deci, eu n-am să am răspuns pentru tine, dar eu și pot să spun, eu pot să identific din partea mea unde când este busola interiorul nu este destul de ajustat sau aliniat. Asta este foarte clar. Când trebuie de lucrat. Și de asta noi nu încercăm să dăm răspunsuri, deci e că răspunsurile nu sunt clare. Părerea mea este că nu poate să știe nimeni ce răspunsul am eu. Dar înăuntru, dacă mă conectez foarte bine cu mine, dacă mă găsesc, sunt sau practic conexiunea cu mine chiar zilnic, am posibilitate am abilitate să am acces la răspunsurile astea. Și nu doar răspunsurile de plan, de direcții, relații, totodată cât am nevoie să mă odihnesc, când am nevoie să mănânc, dacă am nevoie să mănânc, dacă am nevoie să dorm sau nu pot să dorm, am destul de energie să merg înainte sau nu. Și iată, toate răspunsurile astea sunt la noi deja, dacă noi le accesăm. Dacă noi avem în practică accesarea ca cu sine, căci foarte des și cineva din voi poate să reflecte într asta, foarte des se întâmplă că întrebăm și căutăm răspunsurile din afară, prin cărți, video-uri și așa mai departe, și bineînțeles că este informații super multe, dar foarte des cei ce sunt parte în acea informație este a oamenilor care s-au uitat deja în ei, este o metodă. Și e super să ai o linie de metode, ce niște posibilități, dar și ca un fel de idei de descoperire sau idei de acțiuni, dar cele mai corecte și ale noastre care lucrează pentru noi cu siguranță sunt doar în noi. Nu poate să ne spui nimic cât e să dorm, ca să ești odihnit. Deci fiecare organism este diferit. Ce trebuie să mănânci, cât trebuie să mănânci, când trebuie să mănânci. Este super diferit. Ce trebuie să fac, ce acțiuni, ce direcții. Iar sunt multe direcții, dar dacă eu cred că cea mai satisfăcută direcție și cea mai satisfăcută metodă este când urmezi tu, când descoperi tu. Ca și cum copilul care îl iubește oricum este al tău, cel care l-ai născut, l-ai purtat sau l-ai îngrijit, dacă ești femeie, dacă ești bărbat, care este al tău, iată acela asta îl iubești, că l-ai creat, indiferent de ce durerea să fie și cât de puțin ai să dormi, dar n-a să observi de ce că misiunea sau decizia sau aspectul cel care l-ai luat, care e a tău, direcția aceea a să fie așa de plină cu sens, căci restul n-a să importe. Suferința, durerea n-a să observe într-atât. Și dacă văd mult suferință, durere, înseamnă că partea asta, direcția în care merg, nu este plină cu sens. Este mai mult e posibil de a lua altceva, de a lua altcineva. Ok, ne-am bătut un pic. Ceea ce vreau să vorbesc este am încercat să răspund lui Taniușa, lui Tania. În ce să vorbești? Am primit răspuns și la o întrebare de-a mea aparte. Mersi, Victor. Cred că totuși problema e în așteptările mele oarecum. Mulțumesc frumos. Da. Așteptări. Dacă sunt așteptări, înseamnă că este motiv pentru așteptările cele. Asta am vrut să spun. Cum să găsim întrebările potrivite? Poți să ne recomanzi ceva de genul? Lilia, pot să recomand, bineînțeles, este ceea ce recomand, eu am creat, din ceea ce am găsit,
Așa, ceea ce am descoperit eu pentru mine și am găsit la alții, am construit și este un program pentru toți membrii Engage, 101 de întrebări care de reflexii, că eu le-am numit întrebări de reprogramare, da? Căci când ai aceste întrebări, răspunsul el vine și o metodă specială de a răspunde, de meditații pentru a extrage răspunsul acesta. Și da, sunt întrebări, cu siguranță, și recomand programul 101 de nopți pentru reprogramare, ceea ce puteți să-l găsiți pe platformă dacă ești Lilia. Dacă nu, recomand să intri, căci, iarăși, nu este niciun risc pe platformă, este orice program al nostru și platforma este cu rezultat risc, zero risc. Dacă nu ești uimit de rezultate, atunci banii înapoi. Adică rezultatul este garantat din partea noastră. Așa că recomand, nu riști nimic, recomand să pășești spre o călătorie de descoperire a sinelui, pentru de conectare cu sine mai bine, mai mare. Mersi frumos pentru ce faci, vorbești cu ce faci, mersi, adevăr, are o valoare nepomenită, fiindcă simte. Mersi, mersi Taniușa, mersi, mersi Victor, pentru aprecieri. Da, iată Lilia, e ca asta și recomand. Întrebările totodată, având sau fiind într-o meditație, da, apar întrebările astea foarte bune, chiar apar întrebări noi, care posibil nu le-ai descoperit în programul de reflectare, să ai întrebări. Mersi, Cristina. Și este o binecuvântare să te cunosc și eu, să vă cunosc pe voi, să vă am pe voi aici, să comentați, că ați dedicat timpul vostru, seara de azi, de marți, un proces cu mine și vă mulțumesc din suflet pentru asta. Voi sunteți cei care fac ca aceste cuvinte să aibă picioare, să meargă mai departe și să vă oferească pentru asta. Vă mulțumesc din suflet. Aceste idei, aceste cuvinte, sper că să le puneți în practică, să vedeți și voi rezultatul, că eu deja le-am utilizat și continuu să le utilizez mai mult. Bineînțeles că perfect nu suntem nimeni, dar continuăm să ne facem mai buni fiecare zi. Și aceste lucruri pe care le împart cu voi sunt ceea ce am utilizat cu succes, am cules eu din învățătorii mei, am cules eu din practicile mele, din experiența mea totodată și le dau vouă după practică. Nimic nu este pur și simplu citit și transmis, este trăit, așa că de asta vă împart cu voi. Cum sunt în proces de descoperire a celor 101 de întrebări? Iată, Stella, recomand la toată lumea. Mersi, Stella, pentru recomandare și sper că împarte acolo în comentarii, pune coment despre ceea ce, pentru întrebările care s-au descoperit cel mai mult și sper să această călătorie să aducă și mai mult, multe rezultate, multe reajustări, alinieri cu sine. Așa, aș fi vrut să vin la platformă cu mult timp urmă. Marina, da, eu așa mă alătur la ce a scris Cristina. Ok, mersi, mersi mult Marina, mersi care sunteți deja pe platformă, sunteți wow și vă mulțumesc special pentru asta, căci voi susțineți pe acest proiect, susțineți aceste experiențe și sper că savurați și voi așa cum savurez și eu împărțând aceste cu voi. Sper să ne vedem la experiențele noastre offline, să ne cuprindem și fizic, să împărțim energia fizică totodată împreună la experiențele noastre, să aveți posibilitatea să ne ducem și mai profund în ceea ce cine suntem, ceea ce se întâmplă la experiențele noastre în offline totodată. Și cu cei care suntem pe platformă, ne vedem mâine seara. Și cu ceilalți care nu sunt platformă, din orice motiv, vă mulțumesc pentru atenție. Vă mulțumesc că ați fost aici și
pentru mesajele voastre și pentru, și pentru comentariile voastre. La revedere, seara frumoasă, trimiteți acest video la oameni care crezi că să le fie de folos și aștept rezultatele provocării. Vă mulțumesc!